să vâneze căprioare, Domnul. Aflat sub tutela Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, colindătorii au dus atmosfera de sărbătoare în Centrul Social Filantropic al Arhiepiscopiei Târgoviștei. Aceștia au fost întâmpinați de Înalpreasfințitul Nifon, care nu le-a dăruit doar cadouri, ci și învățături despre ceea ce înseamnă cu adevărat Crăciunul. De ce a venit în lume Mântuitorul Hristos? A venit să ne aducă învățătura creștină prin Evanghelia sa. Iar învățătura, știți care este? Este că Dumnezeu a iubit lumea și a iubit pe om așa de mult, încât a trimis pe Fiul Său ca să ne mântuiască. Întâlnirea copiilor mai puțin norocoși cu fețele bisericești la Centrul Social Creștin a devenit deja o tradiție. În acest centru sunt ocrotiți 8 copii, care beneficiază de un acoperiș deasupra capului, de mese calde și de educație. Făcând bilanțul pentru anul acesta, am văzut că s-au adunat destule lucruri bune. Și copiii noștri au fost în continuare cuminți, respectuoși, își îndeplinesc sarcinile, merg la școală și au rezultate, unii foarte bune, unii bune, la unii lucrăm să le îmbunătățim. Colindătorii au primit daruri de la Arhiepiscopul și Mitropolitul Nifon, constând în dulciuri și îmbrăcăminte. Aveți training și alte lucruri și veniți fiecare să fiți sănătoși la mulți ani.